Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Decizie bomba a Curții Constituționale în disputa Iohannis Guvern privind revocarea Laurei Codruța Kövesi. Președintele României trebuia să semneze decretul de revocare, spun judecătorii Curții, iar în această seară veți vedea reacții la cald și comentarii, pentru că sunt mai multe scenarii posibile în acest moment, iar dezvoltările implică deopotrivă zona politică și zona justiției. După decizia tranșantă de astăzi, sigur, rămân totuși câteva întrebări la care nimeni n-a răspuns încă. Ce se întâmplă totuși dacă președintele României refuză să semneze revocarea doamnei Kövesi din fruntea DNA? Ce se întâmplă dacă Iohannis acționează de parcă n-ar fi o problemă? Care sunt consecințele și pașii de urmat într-o astfel de situație? În studio, Mihai Mocanu, consultant politic. În direct cu noi vor fi pe rând Răzvan Savaliuc, senior editor la Lumea Justiției, Sorin Roș Castănescu, jurnalist, Cornel Nistorescu, director la Cotidianul. Haideți să vedem cum a început ziua după ce Curtea a deliberat. Rezultatul deliberării l-a comunicat președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu. Am admis cu majoritate de voturi și am stabilit că există un conflict între ministrul Justiției și președinte datorat refuzului președintelui de a da curs propunerii ministrului Justiției. De asemenea, Tudorel Toader explică, ministrul Justiției explică pe Facebook, mă rog, își exprimă poziția pe Facebook după această decizie a Curții Constituționale. Iată ce spune Tudorel Toader: decizia valorifică principiul constituțional potrivit căruia procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției. Președintele României nu are nicio abilitare legală pentru evaluarea competențelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang înalt, spre deosebire de ministrul Justiției, care are astfel de competențe stabilite atât la nivel constituțional, cât și la nivel infraconstituțional. Este ceea ce spunea ministrul Tudorel Toader după ce Curtea a pronunțat această decizie. Bun, domnule Mihai Mocanu, era de prevăzut sau nu? Păi era de prevăzut, pentru că raportul domnului ministru Toader este un raport, din punctul meu de vedere, perfect, atâta timp cât în spațiu public de atâta timp n-au apărut acele contrarapoarte în care să arate greșelile, să arate ce anume n-a fost bine documentat acolo sau ce legi n-au fost respectate. Deci era previzibil. O curte constituțională care își face datoria făcea ce a făcut curtea noastră. Bun, haideți să vedem. Lumea Justiției a anticipat această decizie încă din februarie. Iată ce spunea Lumea Justiției pe 23 februarie. Trăsnet, Luluța e dusă, dar încă nu știe, spunea exact. Lumea Justiției. Revocarea șefei DNA Laura Codruța Kövesi este ireversibilă. Legea 303/2004 nu prevede posibilitatea ca președintele să poată refuza să emită decizia de revocare. Klaus Iohannis este obligat de lege să o revoce pe Kövesi, iar în caz contrar se va declanșa un conflict juridic de natură constituțională, iar curtea va constata că Laura Kövesi este revocată. Iohannis își riscă funcția dacă încalcă legea pentru Kövesi, spunea Lumea Justiției în februarie. Răzvan Savaliuc în direct cu noi în acest moment. Bună seara! Bună seara! Bun, ați avut dreptate. Între timp avem și textul, comunicatul de presă al Curții Constituționale. Dar până la comunicatul de presă al Curții Constituționale, ce crezi că se va întâmpla de aici încolo? Păi pot fi trei soluții posibile. Președintele va emite decretul de revocare. Președintele nu va emite decretul de revocare știind că nu va avea o sancțiune anume dacă nu va respecta decizia Curții Constituționale, sau Laura Codruța Kövesi își va da demisia pentru a ieși onorabil din scenă. Și cred că ultima variantă va fi cea mai posibilă. De ce spun? Pentru că doamna Codruța Kövesi se expune unor riscuri dacă mai stă pe funcții. Pentru că din momentul în care decizia Curții Constituționale a fost adusă la cunoștința opiniei publice, dânsa nu mai are legitimitatea de a ocupa funcția de șef DNA. Și cam orice act ar face, ar semna, ar fi sub spectrul nulității. Ba chiar ar putea fi acuzată că uzurpă funcția pe care până acum a ocupat-o. Adică, ca să fim clar, în măsura în care domnul președinte, să zicem, nu vrea să semneze, deși curtea face trimitere că să iese din blocaj tocmai prin semnarea decretului, o să vedem cum sună, mă rog, comunicatul de presă.
toate actele semnate de doamna Cheveș ar putea fi lovite de nulitate? Da, pentru că decizia Curții Constituționale spune așa, urmează să fie revocată, adică președintele României să emită decretul. Urmează nu poate avea altă semnificație decât de îndată. Cel puțin de la momentul în care decizia Curții Constituționale va fi publicată în Monitor Oficial, de urmează înseamnă de îndată. Iar din momentul publicării în Monitor Oficial, orice act ar face doamna Cheveș în funcția de șefa DNA este nul de drept și sub sancțiunea unei răspunderi penale pentru infracțiunea de uzurpare de calități oficiale. Ăsta este riscul la care s-ar expune dacă ar continua să rămână în funcție și să facă vreo acțiune. Și vreau să mai spun că funcția de șefa DNA se desfășoară într-un birou care este clasificat zona de securitate clasa 1. Acolo nu se intră decât în anumite regimuri autorizate de servicii și alte instituții. Acolo sunt documente secrete. Acolo nu are ce căuta nimeni decât omul numit oficial în funcție. Da, e foarte interesant că voi încă din 23 februarie făceați această analiză că doamna Cheveș e dusă, dar nu știe încă. Dar Iohannis știe în momentul ăsta? Nu știu, eu cred că știe, dar cred că este constrâns să se facă că nu știe. De ce ar fi constrâns? Dar eu pot să spun, pot să mă felicit că eu mi-am dat doctoratul în drept constituțional cu doamna Cheveș, anticipând din februarie ce se va întâmpla. Uite, astăzi suntem aproape în luna iunie. Deci am anticipat foarte corect ceea ce se va întâmpla. Deci pot să zic că am învățat, studiind acest caz foarte bine, care vor fi urmările. Mulțumim mult, Răzvan Savaliu, că ne întoarcem la Mihai Mocanu aici în studio. Pe plan politic, care sunt consecințele? Au început protestele, au început, mă rog, pe Facebook, a început PNL-ul, a început USR-ul să zică, practic, un domn de la USR îndemna la nerespectarea deciziei Curții Constituționale. PNL-ul e extrem de disperat. Azi, toată ziua pe Facebook, atacau în continuu PSD-iștii care îndrăzneau să comenteze orice legat de această decizie sau de nerespectarea legii de către președinte. USR-ul instiga lumea la revoltă, la mișcări populare. E clar că statul paralel are o problemă. Statul paralel slăbește zi pe zi, zi de zi și simte că președintele este acum prins undeva într-un colț în care, din păcate, pentru el nici nu are soluție. Singur s-a dus acolo. Iar ce spunea domnul Savaliu, că parțial sunt de acord, aceea ar fi decizia onorabilă de a-și da demisia doamna Codruța Cheveși, dar din păcate nu cred că o va face, pentru că ea încă are misiunea de a mai rezolva ce poate să rezolve. Bun, o să vedem cum au evoluat lucrurile. A urmat un comunicat de la Augustin Lazăr, de fapt de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Foarte scurt comunicatul. Conducerea Ministerului Public, adică domnul Lazăr, a luat act de decizia de astăzi a Curții Constituționale a României privind existența unui conflict constituțional între guvern și președintele României și așteaptă motivarea acesteia. Deocamdată avem comunicatul de presă, nu avem și explicarea în detaliu, motivarea acestei decizii. Întrebarea este la ce folosește acest comunicat. E un fel de tragere de timp. Nu se pot rezolva lucrurile până la publicarea deciziei. Ar putea să mai dureze o săptămână, două. Eu cred că două. E pur și simplu un gest de PR, de poziționare într-o zonă neutră în care nu implică Ministerul Public și, mă rog, Parchetul General de o parte sau de alta a baricadei. Și pur și simplu încearcă să se poziționeze neutru în momentul Domnul acesta. Lazăr, având în vedere decizia simte asta, că se poate gândi că ar putea fi revocat și dânsul. Păi da, pentru că el a fost un puternic susținător al doamnei Cheveși, a fost un puternic luptător împotriva chiar domnului Toader, domnului ministru. Deci domnul, odată cu această decizie, domnul Toader se încadrează și el în decizia asta a Curții Constituționale. Exact. E șef de parchet, respectiv parchetul de pe lângă Înalta Curte, îi se poate oricând evalua și dânsului activitatea cu un raport. Și așa ar fi corect să se și întâmple. Da. Vedem ce zice domnul Iohannis astăzi. Atenție, președintele României a făcut această declarație. Indiferent ce va decide curtea, voi aștepta decizia, voi aștepta motivația, voi aștepta motivația, voi aștepta motivația, voi citi și voi acționa în consecință. Se spune motivarea.
în cazul de față. Da, dacă așteptați motivația, e bine, pentru că aia nu o să vină niciodată. Doar motivarea să vină la un moment dat. E trist de la să începe o situație atât de gravă în care se află în momentul de față Direcția Națională Anticorupție, să încep cu un zâmbet, un rânjet de fapt, și cu un ha, adică v-am ciuruit ceva de genul ăsta, sau v-am tras-o, sau nu știu cum să spun, scuzați limbajul. Mie mi se pare că el nu tratează cu seriozitate problema, n-are nici cea mai mică intenție de a o revoca, n-are nici cea mai mică intenție de a-i cere măcar între patru ochi să demisioneze ea ca să-l salveze pe el de o decizie. Și cred că, din punctul meu de vedere, el deja este un actor politic aflat în campanie electorală, mai trebuie să-și pună doar o siglă pe el și să nu mai zică că este apolitic și că reprezintă funcția prezidențială. Bun, acum ce s-ar putea întâmpla, politic vorbind, dacă domnul Iohannis nu zice nimic? Vine motivarea deciziei și nu mai aflăm vești de la Cotroceni nici într-un sens, nici într-altul. Nu pune o semnătură pe niciun fel. Păi, eu zic că în momentul de față, domnul președinte se îndreaptă cu pași repezi spre înaltă trădare. De ce? Pentru că... Păi n-a compromis ideea asta domnul Ludovic Orban. Domnul Ludovic Orban a compromis-o, dar, din păcate, la domnul Ludovic Orban nu există faptele aici. Faptele se văd în fiecare zi. Pentru că sistemul, statul paralel, DNA și celelalte instituții implicate au decapitat marile instituții ale României, au decapitat politicieni serioși, le-au stricat imaginea, i-au decredibilizat în fața oamenilor, oameni care acum sunt achitați pe bandă rulantă, și el în continuare refuză să pună ordine în justiție, una din cele patru puteri ale statului. Bun, ce ar putea să facă, să zicem, majoritatea parlamentară dacă va constata că domnul Iohannis primește motivarea și nu semnează decretul? Păi, majoritatea parlamentară poate să inițieze, spre exemplu, suspendarea președintelui. Au și motivare și au și motivație până la urmă, dacă tot îi să o luăm așa. Sau să inițieze acea procedură de judecată prin înaltă trădare și înlocuirea. Dar au interesul să facă asta, pentru că mulți considerau că domnul Iohannis își cere suspendarea ca să strângă toate forțele în jurul domniei sale. Știți, domnul Iohannis cred că se uită foarte mult la filmul guvernării domnului Băsescu. Domnul Băsescu a fost, domnul președinte Băsescu a fost un președinte jucător adevărat. Nu ce face dânsul. Dânsul a știut să joace cu aceste mișcări în favoarea lui și să obțină maximul din ele din punct de vedere al imaginii publice. Domnul Iohannis nu înțelege că răbdarea românilor are o limită. Totuși, 45% din electorat au votat PSD. PSD are o responsabilitate față de ei și toată această hărțuială zilnică pe care el o face împotriva primului ministru, a președinților camerelor, a parlamentarilor, a directorilor de instituții, a miniștrilor, el, din păcate, se implică activ într-o bătălie politică. Oamenii respectivi au o responsabilitate, părerea mea. Bun, Toni Greblă, fost judecător al Curții Constituționale, scos de acolo pe niște făcături, s-a văzut foarte bine că a fost achitat, dar a fost scos din Curtea Constituțională, fix de DNA, are următoarele explicații după această decizie a Curții în ceea ce privește revocarea Laurei Codruța Kövesi. Decizia Curții Constituționale de astăzi, previzibilă prin prisma dispozițiilor constituționale și a jurisprudenței recente a Curții Constituționale, este cea firească. În opinia mea, Curtea Constituțională va constata că acest conflict este născut urmare refuzului președintelui de a promulga decretul de revocare din funcție. Și cum orice procedură, în cazul de față de revocare, a început printr-un act al Ministrului Justiției, ea trebuie finalizată printr-un act al președintelui României, respectiv un decret. Cum un decret al președintelui nu poate să fie unul decât în sens pozitiv, nu poate să fie imaginat un decret refuz revocarea din funcție a procurorului șef DNA. Prin decizia curții
președintele va fi obligat să continue procedura și să finalizeze, să fie finalizată procedura de revocare. Apropo de comunicatul parchetului general de mai devreme, după părerea mea, este un comunicat, un semnal, o atenționare care a fost transmisă de la DNA, prin intermediul procurorului general, către președintele României, adică nu vă grăbiți, domnule președinte, să așteptăm motivarea. Adică, cu alte cuvinte, domnul Lazar ar fi fost mesagerul către președinte, mai stăm, mai tragem de timp să vedem motivarea, aia nu vine mâine, păi mine, probabil că trec 2-3 săptămâni. Păi, din păcate, exact aici e lacuna, să zicem, legislativă. Pentru că nu există niște termene clare și pentru eliberarea motivării și pentru punerea în aplicare a unui sau emiterea unui decret. Așa cum, de exemplu, există la, pentru promulgarea legilor în care el le respinge sau le există un termen în care trebuie să o facă sau le întoarce în Parlament, așa trebuie să existe și pentru decrete, din păcate. Însă nu există și aici el se folosește de aceste scăpări legislative. Bun, teoretic vorbind, până nu pune semnătura pe un document, nimeni nu poate să-i facă nimic. Da, teoretic da, nu poate să facă nimic. În schimb, se pot iniția alte demersuri. Alea constituționale. Constituționale, exact. Privind o procedură de suspendare, în enumărate rânduri, Liviu Dragnea și cei de la PSD spuneau că nu-l suspendă pe Iohannis. Da, pentru că, în mod normal, piaristic discutând, el ar avea de câștigat, s-ar victimiza la maxim, PNL-ul ar avea în momentul respectiv o, să zicem, un motiv de campanie, de opoziție. Însă, eu cred că oamenii s-au săturat de nebuniile președintelui și de ieșirile lui în decor. Oamenii văd, mulți, noi avem în România 4 milioane de dosare. Oamenii, cetățenii români se confruntă cu problemele din justiție, se confruntă cu abuzurile din justiție. Și în condițiile acestea, eu cred că oamenii s-au săturat să mai vadă un președinte care tergiversează și încearcă să devină, să aibă o funcție executivă. Pentru că el asta încearcă să facă. Președinte să devină executiv. Bun, ce știm noi în momentul de față este că decizia este clară în sensul revocării Raurei Codruța Kövesi și ce nu știm este ce pași urmează de aici încolo, pentru că președintele Iohannis era foarte zâmbitor, spunea că așteaptă motivația, nu motivarea, atenție, așteaptă motivația, deși curtea emite motivări. Bună seara, Sorin Roșca Stănescu. Bună seara. Ce crezi că o să urmeze după decizia Curții Constituționale? Președintele o să semneze? Dacă nu semnează, ce se întâmplă? Cel mai plauzibil este că în următoarele câteva zile, poate chiar luni, când președintele este plecat din țară ca să-și ridice premiul dat în Germania, doamna Laura Codruța Kövesi demisionează pentru a nu-l pune pe președinte într-o situație foarte grea. De altfel, a mai vrut odată să demisioneze la sfârșitul anului trecut și n-a lăsat-o președintele. Acum cred că este momentul. Deci asta e cel mai plauzibil lucru. Dacă nu se întâmplă asta, președintele o revocă odată cu publicarea motivării, pentru că nu riscă totuși să încalce atât de flagrant Constituția. Bun, dar dacă ar refuza să o revoce, ce ar putea să pățească? Să meargă la garaj. Era o locație închiriată de Băsescu. Este singura soluție pe care o are Parlamentul pentru a repune ordinea constituțională în picioare. Dar nu cumva își dorește asta? Își dorește o procedură de suspendare ca să adune iar toate forțele de dreapta în jurul lui? Am auzit teoria asta că și-ar dori și că asta l-ar întări, dar nu cred că l-ar întări dacă el ar fi suspendat cu avizul de data asta al Curții Constituționale, pentru că nu a respectat o decizie a Curții Constituționale, nu cred că s-ar mai repeta istoria de altă dată, adică n-ar mai beneficia de sprijinul marilor puteri. Ar fi foarte dificil. E o situație foarte dificilă pentru el. Bun, dar politic vorbind, având în vedere că astăzi se organizau pe Facebook, se îndemnau la proteste unii oameni și așa mai departe, politic vorbind, ce ar putea să se întâmple? Ar putea să renască protestele în stradă? Ar putea să se întâmple deranj de tipul ăsta? Da, poate să renască protestele în stradă, dar după atâtea lucruri care s-au întâmplat în justiție în raport cu
contraperformanțele DNA, aceste proteste nu mai au vigoare. Rămâi cu noi, te rog, Sorin Roș-Castănescu. Vedem și ce comentarii a avut președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, după decizia Curții Constituționale. Curtea Constituțională astăzi ce face? Face să întărească poziția executivului, a guvernului, a ministrului justiției în ceea ce privește relația de instituțională între ministrul justiției și ministerul public. Curtea Constituțională practic subliniază că ministerul public funcționează sub autoritatea ministrului justiției, așa cum este trecut în mod explicit, clar și fără echivoc în Constituție, și președintele nu are un rol decât un rol, și până acum a avut un rol, să spunem, solemn și de a da greutate și legalitate deciziei de numire și implicit de revocare în cazul procurorilor. Vorbim de legislația în vigoare în momentul de față. Deci, președintele nu poate să aibă un rol... Bun, Mihai Mocanu, Sorin Roș-Castănescu mergea pe varianta plauzibilă că doamna Laura Codruța Kövesi va demisiona pentru a nu-l pune pe Iohannis într-o postură ingrată, politic vorbind. Crezi în varianta asta? Care e pronosticul? Eu cred că președintele, când a folosit cuvântul motivația, a spus un mare adevăr. El, de fapt, așteaptă să se sfătuiască cu diversi terți care să dea motivația să o demită pe Codruța Kövesi. El, de fapt, nu așteaptă motivarea Curții Constituționale, oricum el, nefiind expert în drept și în constituționalitate și în Constituție, nu are cum să citească el ceva care să priceapă acolo. Eu cred că el așteaptă motivația de la diversi oameni ai statului paralel să facă sau să nu facă o anumită mișcare. Bun, acum ne întoarcem la Sorin Roș-Castănescu cu o întrebare, pentru că e greu de digerat această decizie a Curții Constituționale, pe de o parte pentru președinție, pe de altă parte pentru opoziție. Întrebarea este ce s-ar putea întâmpla pe traseu pentru a amâna deznodământul în cazul lui Kövesi. Adică ce ar putea să apară pe piață, în stradă sau în altă parte, de așa manieră încât să amâne pentru mult timp de aici înainte acest deznodământ. Legal și constituțional absolut nimic. N-am spus neapărat legal. Dar am auzit, deja voci care îi solicită președintelui să declanșeze un referendum, de pildă, pentru justiție și sub pretextul N-are voie. Acestui... Legal. N-are voie. Pe tema asta. N-are voie. Nu se poate întâmpla nimic. Deci suntem, e drum închis. Președintele Klaus Iohannis atâta s-a opintit cu căruța asta, mergând pas cu pas, până a răsturnat-o. Da. Deci nu crezi că pot avea loc evenimente de tip OUG-13, de pildă, care a fost retrasă pentru că au stat niște oameni în stradă? Deci nu au cum să iasă după ce s-a văzut ce a făcut Kövesi și ce lucruri greșite a făcut Direcția Națională Anticorupție și după ce Curtea Constituțională tocmai l-a sancționat pe președintele arătând că a procedat neconstituțional și, atenție, el a procedat neconstituțional de luni de zile, după cum arată curtea. Deci nu are cum să fie motivată o masă critică de oameni, de cetățeni care să iasă în stradă. Atunci au putut fi păcăliți cu ONG-13. Acum nu mai merge. Mulțumim lui Sorin Roș-Castănescu. Haideți să vedem cum a început totul. A început printr-un raport prezentat de Tudorel Toader, în care ministrul justiției în februarie trecea în revistă cele trei conflicte juridice de natură constituțională pe care le-a declanșat doamna Kövesi și plus în general vreo 20 de puncte reținute în cârca doamnei Kövesi și motive în același timp pentru a fi revocată. Iată ce spunea atunci Tudorel Toader. Încercarea de a obține condamnări cu orice preț. Repet, încercarea de a obține condamnări cu orice preț, în condițiile în care s-a afirmat că trebuie să venim cu dosare importante, să ajungem la miniștri, să ajungem la persoane de rang înalt. Această încercare de capare este cuvântul
cheie la care vreau să mă refer este absolut contrară oricărui stat de drept. Falsificarea transcrierii unor convorbiri telefonice. Înregistrarea are un conținut, transcriptul are un alt conținut. Am aici notate multe hotărâri judecătorești prin care instanța a statuat neconcordanța dintre ce se aude și ce se vede. DNA nu se identifică cu procurorul șef al acesteia, ale cărei acțiuni în cursul ultimului an au demonstrat că pot pune în pericol chiar instituția pe care o conduce prin excesul de autoritate, comportamentul discreționar, sfidarea autorității Parlamentului, a rolului și competențelor guvernului, contestarea deciziilor Curții Constituționale și a autorității acesteia. Pentru aceste acte și fapte de netolerat într-un stat de drept, în temeiul prevederilor al 54 aliniatul 4, coroborat cu 51 aliniatul 2 litera B din legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA. Bun, la vremea respectivă, când exista acel raport pe care l-a citit Tudorel Toader, nu exista încă lanțul acesta de achitări despre care am vorbit și aici la NCN câteva zile la rând. Dovadă că au fost destructurate instituții ale statului român degeaba, pentru că oamenii aceia au fost fie achitați, fie dosarele au fost clasate, fie achitați pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. Bun, nu discutăm acum despre lucrurile astea. Vedem ce asigura președintele Iohannis în aprilie că va face. Ne asigura că nu va revoca pe doamna Chioveși și după ce declanșase această procedură ministrul Justiției. Iată declarația. La jumătatea lunii februarie, ministrul Justiției mi-a trimis o propunere, propunerea de revocare a procurorului șef DNA, împreună cu raportul privind activitatea managerială a DNA. Această propunere este doar un prim pas dintr-o procedură în cadrul căruia ultimul cuvânt îl are, conform legii, președintele. După cum probabil vă amintiți, după ceva timp, la mijlocul lunii martie, mi-a fost înaintat și avizul CSM. Avizul CSM însă a ajuns la cu totul altă concluzie decât așa zisul raport al domnului ministru. Avizul CSM, după cum știm, a fost unul negativ. Prin rolul constituțional al CSM, de garant al independenței justiției, acest aviz nu poate fi tratat ca simplu element facultativ, adițional. Chiar dacă avizul nu obligă, el în niciun caz nu poate fi ignorat. Constat, deci, că în analiza acelorași acțiuni sau inacțiuni și în aplicarea acelorași texte legale, două autorități ale statului, respectiv Ministerul Justiției și CSM, ajung la concluzii diametral opuse. Drept urmare, motivele de revocare prezentate de Ministrul Justiției nu au fost de natură să mă convingă. De altfel, în mare parte, ele nici nu corespund prevederilor legale aplicabile. În concluzie, nu voi da curs
propunerii ministrului justiției de revocare a doamnei Căveși, procuror șef al DNA. Domnul președinte Iohannis, în urma deciziei de astăzi a Curții Constituționale, își vede discursul pur și simplu în aer, pentru că o să vedeți la un moment dat în emisiune, există un pasaj din comunicatul de preză din care rezultă că președintele ar fi încălcat Constituția. Cornel Nistorescu, directorul ziarului Cotidian, în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! Încercăm să vedem ce ar putea să urmeze de aici încolo după această decizie a Curții Constituționale, dacă lucrurile vor evolua către plecarea doamnei Căveși sau, dimpotrivă, către niște tensiuni de neimaginat atât în zona justiției cât și pe scena politică. Tensiunile deja s-au adunat în societate. Sunt oameni în stradă, sunt lumea împărțită în două. Eu cred că președintele României s-a grăbit atunci când a făcut niște considerații legate de situația de investigație, situația de conflict care era în jurul Laurei Codruța Căveși. Și acum cred că și-ar lua cuvintele înapoi și ar încerca să găsească o soluție. Eu nu o să fac nicio profeție, nicio prognoză, n-am de ce să o fac, pentru că nici nu mă pricep. Nu stăpânesc acest domeniu al constituționalității. Pot să comentez sau pot să văd doar de la distanță situația penibilă în care se află și președintele, situația de evidență în care se află șefa DNA cu situația de la Ploiești, cu lucrurile grave care s-au petrecut și pe care le-a ignorat, pe care le-a ignorat și președintele, crezând că lucrurile trec și lumea uită și că nu o să se întâmple nimica. În plus, nu putem să ignorăm faptul că șefa DNA și procurorul general au devenit extrem de agresivi și de vocali în momente în care se produceau dezbateri legislative și se pregăteau decizii legislative și ei au încercat să exercite presiune asupra unor prevederi legale în momentul în care erau în Parlament. Lucrurile astea nu pot fi trecute cu vederea, nu pot fi băgate sub preș. Klaus Iohannis s-a lăsat mult prea repede mulțumit, satisfăcut de prestația DNA-ului și a procurorului general. Fie din neștiință, fie din lipsa unui consilier, sau mai greu de crezut, dar sunt obligat să iau în calcul din cauza intereselor pe care le avea în diverse dispute sau în diverse atacuri ale DNA-ului la adresa unor persoane și mă face chiar, sunt obligat să mă gândesc dacă nu cumva avea vreo legătură cu instrumentalizările produse de DNA la comanda Laurei Codruța Căveși, adică să fi venit comandă pe filiera Cotroceni. Vă așteptați ca o serie de lucruri inexplicabile, pentru că o să vedem acum pe ecran, o să vedem cum arată achitările din ultima perioadă. Sunt procese începute cu ani în urmă, cam în jurul lui 2015, mă rog, ieșeau pe bandă rulantă comunicate de la DNA cu diverse infracțiuni săvârșite de acești oameni politici sau deținători de funcții importante. Între timp, Victor Ponta, prim-ministru, care a demisionat din PSD, după care s-a întâmplat colectiv și a plecat și din funcția de prim-ministru. A început declinul lui cu un dosar de la DNA, a fost achitat. Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, a achitat. Tiberiu Nițu, procuror general al României, la data în care DNA îi face dosar, pierde funcția. După mare care porcărie au făcut lui Nițu, clasează unui coleg dosarul. De-a lor. Mare, mare și nepermisă porcărie juridică iau în scenă. Da. Lucian Diniță, fost șef al poliției rutiere, ani de zile până tribunale, a achitat. Toni Greblă, scos de la Curtea Constituțională, avem acele imagini cu cătușele la mâini și le acoperea cu o pungă, a achitat. Gabriela Bârsan, președinta secției contencios de la Înalta Curte, împreună cu alte două judecătoare, a achitate după ce a fost destructurată secția contencios de către acțiunile DNA. Corneliu Bârsan, soțul Gabrielei Bârsan, pierde funcția de reprezentant al României la CEDO degeaba. Toate personajele astea sunt tot atâtea dovezi de destructurarea instituțiilor statului degeaba, fără probe. Sunt trei președinți de partide care au fost anchetați și terferiți și care au fost achitați. E vorba de Orban, e vorba de
Ponta. Ponta. Tăriceanu. E al treilea, nu e. Tăriceanu. Și Tăriceanu, da, da, sunt trei, da. Dragnea e încă în proceduri. O să vedem cum o să sune verdictul din prima instanță. Bun, astea, nu, astea sunt faptele care concrete. Oricum va fi sub semnul întrebării, pentru că sunt vizibile presiunile. Deja nu mai putem să-l luăm drept judecată curată. E clar că este o presiune, o campanie pentru eliminarea lui Dragnea, pentru decapitarea PSD-ului. Bun, Cornel Nistorescu, rămâi te rog cu noi, pentru că vreau să arăt telespectatorilor comunicatul de astăzi al Curții Constituționale și pasajul cheie ce trimite la această decizie că Laura Codruța Kövesi trebuie revocată. Acesta este comunicatul Curții Constituționale, iar pasajul cheie este cel pe care îl veți putea vedea acum pe ecran. Rezultă că prerogativa președintelui României de a revoca procurorul din funcția de conducere se circumscrie exclusiv unui control de regularitate și legalitate a procedurii. Astfel, președintele României nu are competența constituțională de a opune argumente de oportunitate în raport cu propunerea de revocare din funcție inițiată în condițiile legii de ministrul Justiției. Ori în cauza de față, președintele României a refuzat emiterea decretului de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție pe motive de oportunitate și nu de legalitate, ceea ce a creat un blocaj în privința exercitării autorității ministrului Justiției asupra activității procurorilor. Prin urmare, conduita președintelui României de a nu-și exercita competențele potrivit Constituției a determinat imposibilitatea ministrului Justiției să-și exercite competențele constituționale conferite de articolul 132 alineatul 1 din Constituție, ceea ce a determinat un conflict juridic de natură constituțională. De asemenea, Curtea, având în vedere jurisprudența sa, a stabilit și conduita constituțională care trebuie urmată, respectiv emiterea de către președintele României a decretului de revocare din funcția procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Laura Codruța Kövesi. Curtea face două lucruri. Constată practic că președintele a încălcat Constituția. Este mijlocul paragrafului pe care l-ați auzit fiind citit de colegul nostru și în final îi se spune foarte clar că trebuie să semneze decretul de revocare. Și acum avem două chestiuni. Pe de o parte, președintele are o constatare din partea Curții că a încălcat Constituția. Pe de altă parte, trebuie să emită decretul de revocare. Întrebarea către Sorin Roșca-Stănescu, către Cornel Nistorescu, este aceeași pe care am pus-o și lui Sorin Roșca-Stănescu. Și dacă președintele își permite să refuze? Plătește un preț, va plăti un preț atunci destul de mare pentru o protecție pe care i-a asigurat-o Laurei Codruța Kövesi și în momente în care era vizibil că la DNA s-au petrecut niște lucruri de o gravitate maximă. El ar fi trebuit să intervine ca moderator în societate și să facă un apel la curățenie și la ordine în comportamentul oamenilor din DNA. Nu se spune că e mulțumit. El și-a pus la bătaie pielea și imaginea și oferă PSD-ului posibilitatea și coaliției cu ALDE oferă posibilitatea să suspende. Dar au interesul să o facă în an preelectoral? Mulți spun că l-ar întări pe președinte. Nu vor face sau nu vor face, că nu mă, e o profeție asta deja. Dar a calculat prost. În mod cert, președintele s-a trezit într-o situație dificilă din superficialitate, din lipsă de consilier sau dintr-o trufie. Altă explicație eu nu găsesc. Bun, mulțumim foarte mult, Cornel Nistorescu. Ne întoarcem la Mihai Mocanu cu aceeași, mă rog, întrebare care nu trebuie să fie neapărat previziune. Deci este un pasaj care ne arată cu degetul că președintele a încălcat Constituția. Cum poate fi folosit acest pasaj pe mai departe? Pasajul respectiv distruge în primul rând discursul președintelui din prezentat mai devreme. Acolo ne arată clar că președintele și pasajul, până la urmă, ne spune că președintele a făcut un gest politic, nu a făcut și a încălcat prerogativele prezidențiale, a greșit. Numai că el nu poate plăti, adică ca să plătească pentru ceea ce a greșit. Numai pe suspendare poate. Numai pe suspendare se poate. Asta este iarăși, să zicem, un vid legislativ care ar trebui lămurit într-un viitor, ori prin Constituție, ori prin alte legi. Eu cred că președintele va încerca să întindă la maxim această revocare și numai atunci când cât ar putea să dureze? Părerea mea că și până în toamnă. Deci poate să o lungească foarte mult. Și până în toamnă.
pe motivul... Și cum ar arăta atmosfera politică și nu numai politică, și în spațiul juridic, și în procesele instrumentate de DNA, în timpul în care doamna Chioveși era supusă acestei proceduri, ce ar putea să facă inculpații de acolo, știind că există această decizie a curții? Să ceară amânări. Deși, până la urmă, exact ce spuneați mai devreme, DNA este o instituție care nu depinde de cine este condus. Este o instituție de sine stătătoare, ar trebui să funcționeze fără... E ce spunea Savaliuc. La un moment dat pot fi niște rechizitorii avizate. Corect. De ierarhii, șefi ierarhii superiori. Unele dintre ele poate chiar de doamna Chioveși. Ce se întâmplă cu alea? Eu zic că până nu există decretul de demitere, nu, ea este în funcție. Și acele rechizitorii sunt valide. Că ulterior putem să o acuzăm de uzurpare sau de altceva, riscă așa ceva și redeschiderea proceselor după un timp. Riscă să fie acuzată de tot soiul de chestiuni întâmplate în timpul șefiei sale dacă pleacă prin revocare? Da, riscă. Riscă, nu? Riscă. Riscă mult. Riscă foarte mult. Pentru că am văzut achitările alea, dar am văzut mizerile de la Ploiești. Negulescu, când era înregistrat, dădea de înțeles lui pe care îl îndemna să falsifice probe, care acceptul doamnei și așa mai departe. Eu cred că toți aceia care au fost achitați lunile acestea, dacă ea este revocată, se vor îndrepta împotriva ei. Bun. Abandonăm deocamdată acest teren pentru că se joacă. Domnul președinte se va întoarce la un moment dat din Germania cu premiul respectiv și poate că analizează și decizia Curții Constituționale. Cu sfatul, o să vină motivarea. O să fie multe tensiuni în sensul ăsta. Decizia este absolut radicală și fără precedent pentru că pe lângă faptul că se constată că președintele a încălcat Constituția, se spune și foarte clar că doamna Chioveși trebuie revocată. O să vedem, marja de manieră din punct de vedere constituțional e practic nulă pentru domnul președinte, în sensul că poate amâna acțiunea, dar nu poate să o refuze cumva. O să vedem ce se întâmplă. Deocamdată, mie îmi place foarte mult să încheiem într-un ton de amuzament, așa, pentru că noi am văzut foarte mult cum este criticată pentru bâlbe, gafe și așa mai departe doamna Dăncilă. Astăzi l-am văzut pe domnul președinte Iohannis rostind un cuvânt pe care, dacă îl rostea Dăncilă, era jihad pe Facebook. Haideți să-l mai vedem o dată pe domnul președinte Iohannis cu motivația. Indiferent ce va decide curtea, voi aștepta decizia, voi aștepta motivația, voi aștepta motivația, voi aștepta motivația, voi citi și voi acționa în consecință. Și pentru că s-a râs foarte mult de engleza doamnei, doamnei Dăncilă, nu? Haideți să-l vedem pe Boc, primind o delegație de la Fondul Monetar Internațional, când era premier, domnul Boc, și vorbește domnul Boc despre gripa aviară în engleză. Cum vorbește el despre gripa aviară? Ia, priviți! A new challenge for you? Yeah, from the last exam. For both of us here. And a new challenge for you? Yes. I think it's both a challenge. It's closer to home. Yes, but you know, aviara, grifa... Very healthy, very healthy. You know, you do not choose. They just come. Aviara gripa înseamnă bird flu. Da, domnul Boc are o engleză ce nu trebuie criticată, pentru că doar la Dăncilă trebuie criticată limba engleză. Nici măcar la Băsescu nu cred că ar trebui să-l criticați pentru felul în care vorbește impecabil engleza. Iată o dovadă. The life of the occidental peoples without of having performances of the workers of the economy from Occident. Here is, in few words, what we succeed to do last year. I have to admit that we lost huge on the polls, but we put Romania back in track. But don't having a performant economy, for sure, sooner or later, the échec of our policy is guaranteed. Each time when the elections were close,
they start to become generous. For example, was unbelievable 5 years ago to see a politician arrested or condemned. Now members of parliament are condemned, former ministers are condemned, ministers was replaced from the government at the request of prosecutors in order to be judged. Pe lângă aviara, gripa și dă eșec, engleza doamnei Dăncilă e, cum să zic, e pe mal, nu e în apă. Totuși, adică, cum să formulez eu întrebarea? O facem din amuzament sau pur și simplu nu avem pic de jenă și principii? Păi o facem pentru că avem structuri care ne comandă să facem chestia asta. Simțim că trebuie să o facem pentru că în România tot ce e mai rău este ciuma roșie, PSD-ul sau orice vine din partea lor sau orice persoană care are principii de stânga și atunci noi trebuie să distrugem. Bun, să știți că n-am căutat mult. Dacă vreți, vă promit o emisiune numai cu d-astea. De la toate personajele politice, inclusiv Dăncilă, dar de la toate personajele politice ca să puteți compara și să vedeți până la urmă că ceea ce produce societatea, asta aveți în frunte. Pentru că asta produce societatea și ar fi bine să nu vă mai derobați și să vă considerați în afara acestei societăți care asta produce, pentru că le produceți și voi toți, chiar dacă unii nu vreți să se întâmple astfel de lucruri. Rezultanta forțelor e asta pe care o vedeți și dacă aveți principii la care țineți, ar trebui să le aplicați tuturor celor care trec prin funcțiile astea, nu după înălțime, culoarea părului și gradele de pe umăr. Bun, rămâneți cu NCN, vă mulțumesc pentru atenție. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Te așteptăm la Alma Natura în Vivo cu o selecție variată de produse bio și naturale, suplimente alimentare, ceaiuri, produse apicole și cosmetice naturale. Indiferent dacă vrei să slăbești, să dezvolți masa musculară sau ai o intoleranță alimentară, nutriționiștii noștri te vor consilia gratuit să faci cele mai bune alegeri. Restaurantul Livada este locul în care preparatele gustoase, vinurile bune și oamenii de calitate își dau întâlnire și creează o atmosferă prietenoasă. Meniul Livada include preparate semnate de șef Patricia Palieri, un răsfăț al simțurilor, o desfătare atât pentru ochi, cât și pentru papilele gustative. Te așteptăm pe strada Clinicilor numărul 14. Poți să comanzi și acasă de pe www.restaurantlivada.ro. Noul nostru serviciu de delivery este prompt și eficient.
Welt Imobiliare are acum 3 sedii primitoare pentru a-ți face viața mai ușoară atunci când cauți să vinzi, să cumperi sau să închiriezi o locuință sau un teren. Te așteptăm în Gheorgheni pe strada Liviu Reblean 9, în centru pe 21 decembrie 24 sau în Florești pe strada Vramiancu 209. Welt Imobiliare. Căutăm împreună, reușim împreună! Îți faci planuri pentru o nouă casă? Noi suntem planul tău perfect. Moț Construct construiește pe strada Soporului numărul 7, cel mai nou ansamblu rezidențial de locuințe. Moț Construct oferă celor în căutare de locuințe de calitate compartimentări diverse care pot satisface cu ușurință cele mai exigente dorințe. Apartamente cu una, două sau trei camere semifinisate și, foarte important, cu balcoane generoase. Moț Construct este cel mai în vogă ansamblu rezidențial din Cluj. Tu ce mai aștepți ca să te muți acolo? DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Tăietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Când e vorba de siguranță, fiecare minut contează, fiecare secundă e importantă. Suntem acolo unde e nevoie, mereu la timp pentru siguranța ta totală. Pentru cel mai scurt timp de intervenție, echipaje pe cartiere. Pânda Total Security. Cu ochii mari la pândă. Restaurantul Perla din cartierul Zorilor organizează nunți, botezuri și orice alte evenimente pe care doriți să le sărbătoriți cu cei dragi. Dar banii de pe această reclamă nu ar merita dacă nu v-am spune că avem și o terasă excepțională, unde vă puteți răcori seara în fața unei beri sau unui suc cu prietenii voștri. Restaurantul Perla, în același loc, pe strada Pasteur 56. Ora de limba mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Julius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau gyros pizza sau faimoasa Leonida spita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la Spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul Spartan din Julius Mall și participă la revoluția din cartea de bucate. Sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim, evident, despre senatori și deputați. Timp de 3 minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră, cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi îl chemăm la raport pe Ioan Cupșa, ales în circumscripția electorală numărul 5 Bihor pe listele Partidului Național Liberal. Se află la al doilea mandat de deputat. Este membru al Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități. Activitatea sa de la început de mandat până în prezent arată în felul următor: 27 de luări de cuvânt, 27 de propuneri legislative, 5 întrebări și interpelări și 9 moțiuni. În actualul mandat a avut 1166 de voturi. Prezența sa la votul electronic este de 45%. Pentru munca presată în Parlament este plătit lunar cu 10.448 de lei. Chiar dacă în Parlament nu este foarte activ, Ioan Cupșa este o voce importantă a opoziției. Organizează frecvent conferințe de presă
comise, în cadrul cărora prezintă sinteza ultimei săptămâni de lucru din Camera Deputaților, iese în spațiul public cu declarații, iar pe rețelele de socializare este foarte activ. Iată ce declara în urmă cu aproximativ o lună cu privire la un proiect legislativ propus de PNL privind măsurile alternative de executare a pedepselor. Un proiect al Partidului Național Liberal, un proiect care era eminamente bun, s-a transformat într-o glumă proastă, s-a transformat într-un mijloc prin care Partidul Social Democrat își protejează tovarășii. Îi protejează în egală măsură pe cei care actualmente sunt în executarea unei pedepse cu închisoarea, la fel cum pregătesc terenul, protejându-i pe cei care, în viitor, ciracilor, vor fi condamnați de către o instanță penală în România. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului PNL Bihor. Este o voce importantă a opoziției, are declarații politice în număr mare, este fidel partidului din care face parte și nu are probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele. Are număr mic de proiecte legislative și are o prezență slabă la votul electronic. Pentru activitatea depusă în acest mandat, din decembrie 2016 și până acum, îi acordăm nota 8 deputatului PNL Bihor, Ioan Cupșa. Începutul de vară aduce în România scumpiri în sectoarele comerț cu amănuntul și construcții, dar și mai multe locuri de muncă. Managerii din industrie, construcții, comerț și servicii anticipează că în perioada mai-iulie se vor mări prețurile pe fondul unor activități în dezvoltare și se va menține sau chiar se va mări numărul de salariați, arată rezultatele unui sondaj publicat de Institutul Național de Statistică. Pentru activitatea de fabricare a băuturilor se va înregistra o tendință de creștere accentuată, în timp ce pentru activitatea de fabricare a produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice se va înregistra o scădere. Referitor la numărul de salariați, se estimează o relativă stabilitate. Pentru prețurile produselor industriale se prognozează o creștere moderată în următoarele 3 luni, se arată într-un comunicat al INSE. În sectorul de comerț cu amănuntul se estimează o creștere a activității economice, dar managerii spun că numărul angajaților va rămâne constant. Vor crește însă prețurile de vânzare cu amănuntul. Conform acelorași estimări publicate în sondajul INSE, cererea de servicii va fi în creștere în perioada următoare. În sectorul de servicii se estimează o creștere moderată a numărului de salariați. Conform opiniei managerilor din acest sector, prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor avea tendință de creștere moderată, a mai comunicat Institutul Național de Statistică. În sectorul construcțiilor va crește și nevoia de mai mulți angajați, dar și prețurile. Asta înseamnă că se va construi din ce în ce mai mult, iar prețul noilor construcții va fi mai mare cu circa 18%.